Sesizați de un sătmărean, cei de la Casa de Asigurare au făcut un control la un medic de familie din mediul rural. În sertarul acestuia, funcționarii au găsit 80 de carduri neactivate. La controlul pe care l-am efectuat, într-adevăr, într-un cabinet din mediul rural, am constatat că erau reținute în jur de 80 de carduri, de pe o zi pe alta, sau poate de mai multe zile. Motivația la nivelul cabinetului a fost aceea că în cursul celor două zile sistemul informatic nu a funcționat și nu a putut să facă activarea cardurilor și se intenționa activarea lor. Autoritățile atrag atenția că noile carduri de sănătate sunt documente la fel de importante ca și buletinele de identitate. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să nu își lase cardurile nici la medicii de familie și nici la farmacii ori laboratoare. Este obligatoriu ca acest instrument să fie numai în posesia mea, așa cum nu las buletinul nicăieri, nu las nici cardul. Deci este interzis de asemenea medicilor și nu numai medicilor, la toate nivelele de servicii medicale, în laborator, în farmacie, nu este voie de păstrat cardul asiguratului. O altă problemă cu care se confruntă sistemul este legată de numărul mare de carduri blocate. Dacă unele nu pot fi folosite din cauza sistemului, altele au fost blocate chiar de proprietari prin tastarea incorrectă a PIN-ului. Astfel s-a ajuns ca la Casa Județeană de Asigurări să se înființeze un nou birou care se ocupă exclusiv de deblocarea cardurilor. În plus, s-a extins și programul de lucru. Ne-am înființat un compartiment în care încercăm să rezolvăm situațiile de card blocat, card inactiv, cererile pentru eliberarea duplicatului în situația în care am pierdut cardul sau cardul a fost deteriorat sau mi s-a furat cardul. Sunt patru colegi de-ai noștri care fac deblocare, doi sunt de la partea de IT și doi colegi din alte structuri și în medie cam 50 de persoane rezolvă fiecare dintre ei în programul de 8 ore deja, pentru că odată intrat în casă trebuie să aștepte. E o procedură care înseamnă mai mult de 50 minute. Pentru a se asigura că sistemul va funcționa, CJAS a început controlele la furnizorii de servicii medicale încă de la începutul lunii mai. Peste 100 de farmacii, medici de familie și laboratoare au fost verificate pentru a vedea dacă știu să folosească sistemul și au softurile și aparatele necesare.